Vă salut! Haideți să vă arăt o surpriză. O să vedeți în curând o filmare, că a venit un prieten din Austria. Ia uitați-vă ce mi-a turnat aici. O șapă epoxilică, cred că pronunț bine. Ia uitați-vă ce meserie, tată. O să vedeți peste câteva zile filmare. Am fost și la Oprea, la fel o să vedeți filmulețul peste câteva zile, adică luni sau marți cred că îl pun. Mi-a făcut hexagoanele. Oprea, mulțumesc! Ia uite aici, le-am montat deja. Trebuie să le mai dau cu un lac. Aici uite, mierea de la Oprea, mierea polifloră, mierea de tei de la cine? De la doamna Elena. Mierea de mană de la Nelu Mureșan, de la Vandă, rapiță polifloră, am și o fagure cu miere aici. Da, cine vine la mine poate să deguste mierea. Cam asta e surpriza, că mi-am turnat aici. Ah, stai mă, nu șapă, mă zice mă, pardoseală epoxilică, parcă. E, nu știu, cam așa ceva. Căutați pe internet și o să vedeți. Se poate face multe nuanțe. Dar o să vedeți filmulețul cu băiatul care mi-a făcut, Silviu, îl cheamă. A zis că a lucrat, nu știu, câțiva ani, 4-5 ani în Germania, așa ceva. Și acum s-a retras acasă și își continuă activitatea asta. Bun, cam asta am vrut să vă arăt, că am aranjat aici așa frumos. Orice persoană e binevenită la mine, poate să deguste mierea și, bineînțeles, poate să vadă și stupii. Nu am niciun secret. Ia uite aici, și la zbor. Frumușelelor! Ce faceți, mama, acolo zburați? De bucurie? A dat soarele? Cred că o să le mai fac un varachet, că am mai avut puiet și în ultimul puiet de obicei mai stă varul apă acolo. Bun, cam atât. În fiecare seară de obicei pun filmulețele, știți, la ora 6, dar asta a fost așa, un filmuleț care să vă arăt aici ce am mai făcut nou. Sănătate și numai bine!